Când le arăt cum pot folosi un soft pentru a rezolva o problemă de combinatorică, ceea ce nu e deloc evident, văd pe echipurile unora dintre ei așa, ce uite, domnule, adică așa un fel de iluminare. Nu e o problemă să fie și cărți, să folosim creta pe tablă, dar pe calculatoare putem, avem fiecare câte un telefon la noi să ne uităm la funcții sau lucruri de genul și în plus putem să facem și animații pe calculatoare, devine mai intuitiv totul. Noi putem face chestia asta clasic pe tablă, cu creta, facem niște desene, dacă modificăm parametrul, iată ce se va întâmpla. Dar dacă fac lucrul ăsta pe calculator și îi văd efectiv cu ochii lor cum se mișcă acel grafic atunci când modific parametrul, e mult mai convingător. Ne aflăm la Colegiul Național Bogdan Petrichi cu HDO din Buzău și am plăcerea să vă prezint câteva modalități noi de a face matematică la liceu cu ajutorul computerului și nu numai. În primul rând, este vorba de folosirea unei platforme educaționale care se numește AdServio. Joacă un rol de catalog electronic, dar nu numai. E o platformă pe care, sigur, noi ca profesori putem pune note, putem pune absențe. Acestea pot fi văzute de diriginte, de elev, de părinte, ceea ce e foarte important. Dar în afară de asta, platforma permite transmiterea de informații, mesaje, fișiere, imagini. O a doua componentă la care vreau să mă refer o reprezintă softurile de matematică, softurile educaționale. Eu utilizez extrem de mult programul GeoGebra, în mai multe ramuri ale matematicii și geometrie, în algebră, în analiză. Și în gimnaziu nu foloseam decât cărțile caietere și știu că mai ales atunci când aveam două ore de matematică una după alta, deveneam foarte plictisitor după un sfert de oră, jumătate de oră. Pentru mine e un sprijin semnificativ. Adică una este să le povestesc elevilor ce se întâmplă dacă și așa. Alta este să le pot arăta că acest lucru chiar se întâmplă. Și să zicem că vreau să le arăt elevilor, sau suntem la lecția despre funcția de gradul al doilea. Pot să le fac un grafic, pot să-l fac un grafic care este dinamic, adică să depinde de anumiți parametri și îi modific în timp real și să vede cum se modifică graficul, de exemplu. Și chestiunea asta o face utilizând un videoproiector sau dacă am de utilizat un PowerPoint, o prezentare la clasă și n-am videoproiector, pot să trimit prezentarea aia prin intermediul unui site pe telefonul fiecăruia dintre elevi. Înțelegem mai bine și la oră, pentru că din exemplu se înțelege mai bine. Adică vedem graficul, învățăm să-l facem, învățăm să ne corectăm singuri. Da, ca să mai schimbăm la grafic cu anumită dată, un anumit coeficient și înțelegem mult mai bine cum funcționează și asta. Și până la urmă îți dai seama că au o aplicabilitate toate și că nu le învățăm doar așa ca să avem de ce veni la școală. Pe de altă parte, informația este altfel receptată de către copil. Atunci când vine via acest new media, să spunem așa. Obiectivul meu este să fac în așa fel încât accesul copilului la concepte matematice și la tehnici de rezolvare a problemelor să fie mai facil. Care considerați că, așa, rezumând, că este beneficiul major pe care îl aduce, îl aduc noile tehnologii în clasă? Menținerea atenției. Mai ales într-o lume în care atenția este ce mai redusă în ore, mai ales că manualele sunt pline de informații, uneori chiar prea stufoase, adică nu știu unde să te uiți, te pierzi. Calculatorul aduce în prim plan informația esențială și de acolo construiește. O altă componentă o reprezintă folosirea grupurilor de socializare. Deci, în cazul meu, folosesc grupuri pe Facebook cu fiecare dintre clasele la care predau. Asta îmi permit să am o legătură directă când e nevoie cu toată clasa, dacă vreau să le anunț o temă sau
să le trimit un fișier sau să le pun o întrebare sau să postez un sondaj de opinie, o pot face extrem de ușor. Iar pentru ei este avantajul că pot pune întrebări, pot cere indicații, pot să întrebe o zi înaintea tezei cum se face problema cu tare și eu pot să le răspund extrem de ușor. Păi am avut teme în care am avut de făcut grafice și ne-a dat posibilitatea să le facem fie în programe, fie clasic pe caiet. Și mulți dintre noi le-am făcut așa. Cum preferați să le faceți când aveți de ales? Prin programe. Prin programe. Le putem și testa, le putem și construi și mult mai frumos. Putem descoperi chiar proprietăți noi. Mă gândesc, poate dacă dau la funcția FTX, dau o valoare pe lucruri, ce se întâmplă cu graficul? Se mută mai sus, mai jos, devine mai strâng, devine mai am. Pot experimenta calculatorul. Poate să stau să fac calculatorul. Sunt anumite chestiuni pe care, la care nu pot să renunț într-un fel sau altul. Trebuie să-i antrenez și pentru examene. La un examen ești cu foaia și creionul în mână. Nu ești cu smartphone, nu ești cu laptop, cu altceva. Ăsta e motivul pentru care nu cred că pot să scad sub 75% metodele, să zicem, standard. Adică trebuie să existe și un echilibru când ar să facă calculatorul totul pentru noi. Trebuie și noi să... De fapt, noi trebuie să învățăm să gândim și să învățăm calculatorul cum să realizeze graficul funcției. De aceea îmi place și programarea mie, fiindcă ne învață să gândim la un nivel mult mai înalt. Simt că toți copiii sunt mai atrași de matematică dacă le arăt și un alt mod de a face matematică. Și sigur că în momentul când calculatorul în viața lor este un lucru important, dacă îl folosesc și la ora de matematică, cu atât mai bine. Calculatorul, telefonul.